Salut, dragi prieteni! Bun venit pe canalul de YouTube Xtoria, locul unde istoria contează. Abonează-te acum la canalul de YouTube Xtoria și activează clopoțelul pentru a fi notificat de fiecare dată când postez conținut nou. Perioada guvernării Antonescu, mișcarea legionară, septembrie 1940, ianuarie 1941. Perioada așa zisei guvernări Antonescu, mișcarea legionară, trebuie considerată sub mai multe aspecte. Rușii ocupaseră Basarabia, Bulgaria ocupase Dobrogea de Sud, iar Ungaria, prin dictatul de la Viena, ocupase o mare parte din Ardeal. În mai puțin de un an și fără să se apere, România în urma politicii regelui Carol al II-lea și a guvernelor liberale și țărăniste din anii precedenți, ajunsese la punctul de destrămare ca stat și ca națiune. O soluție radicală se impunea. La începutul lui septembrie 1940, Carol al II-lea a fost obligat să abdice. Generalul Ion Antonescu a preluat conducerea statului și nu s-a adresat pentru colaborare partidelor politice ale timpului, deoarece prin ele Carol al II-lea adusese țara într-o situație greu de imaginat. Mișcarea legionară, cunoscută în toată țara prin sistemul ei de corectitudine și prin ținuta ei morală, în raport cu viața publică, fusese decimată de aproape întreaga ei conducere prin asasinate în masă a sute și sute de persoane comise de Carol al II-lea, cu consimțământul tăcit, dar și expres uneori al conducătorilor partidelor politice majore, liberal și țărănist. Mișcarea legionară, cel puțin potențial, era singura rezervă politică de încredere națională la care generalul Antonescu și armata putea face apel pentru restabilirea în țara noastră a unui guvern care să administreze exclusiv pe baza ideii de drept public și privat. Era de asemenea evident că anumite persoane, vinovate direct de atrocitățile comise față de legiune ca și de jefuirea patrimoniului public, trebuiau trase la răspundere și aduse în fața tribunalelor de judecată. Au fost astfel arestați câteva zeci de indivizi și reținuți în detenție în vederea judecărilor. Se știe dincolo de orice dubiu că sutele de legionari uciși sub Carol al II-lea fuseseră asasinați numai și numai pentru a împiedica opera de redresare națională propovăduită de mișcarea legionară, mișcare organizată legal ca partid politic. Rezultatul alegerilor parlamentare din anul 1937 dovedea din plin că mersul către o refacere etică a vieții publice naționale nu mai putea fi mult timp împiedicat. Coaliția politică dintre Codreanu, Maniu și Gheorghe Brătianu putea cu multă probabilitate și nu după mult timp răsturna termenii de forță politică dintre partide și opri afacerile financiare în stil mare care distruseseră țara. Devenea deci imperios ca noul guvern de alianță dintre armată și legiune să nu se abată sub nicio formă de la linia de justiție și demnitate propagată și de Corneliu Zelea Codreanu, dar și de generalul Ion Antonescu. Lucrurile nu s-au întâmplat așa. Codreanu fusese ucis la comanda regelui Carol al II-lea, iar la conducerea mișcării legionare se instalase Horia Sima, cu ajutorul, printre altele, al unui decret regal din partea noului rege Mihai, care îl confirma în fața întregii țări ca șef al mișcării legionare. Prin accederea la putere, Horia Sima trebuia să fie cât se poate de conștient în acțiunile lui. Lucrurile s-au întâmplat însă tocmai contrariu. Puținii legionari care mai rămăseseră din conducerea mișcării din timpul lui Corneliu Zelea Codreanu nu au fost asociați la locuri de răspundere în cadrul legiunii, ci puși în schimb în posturi periferice de activitate birocratică. Totodată s-au deschis porțile de acceptare în organizația legionară oricui care din motivele lui credea oportun să intre în legiune. În jurul lui Horia Sima la conducere a rămas numai un grup de amici personali. Situația confuză din acel nou început, timpul scurt și modul rapid în care se derulau evenimentele ca o continuă avalanșe, nu dădeau răgaz unei lente și amănunțite analizări a lucrurilor și faptelor. Se presupunea cu bună credință din partea legionarilor rămași
și formați din timpul lui Codreanu că totul nu putea să aibă loc decât din preocuparea de a scoate țara din nenorocirea în care o aruncase regele Carol al II-lea. Este dificil de aceea de a explica rațional anumite fapte care au avut loc în cele 4 luni de conviețuire la guvern între Antonescu și Horia Sima. În vederea stabilirii unei răspunderi a gravelor abateri, este necesar însă să nu se piardă din vedere 2 lucruri. Unul de ordin general, iar celălalt legat strict de momentul succesiv al abdicării regelui Carol al II-lea. Primul este că sub nicio condiție principiul că țara este un stat bazat exclusiv pe lege nu trebuia neglijat, violat ori ignorat. Al doilea este că generalul Antonescu și armata nu ar fi avut strict vorbind nevoie să-și asocieze la guvern nicio organizație ori mișcare politică. O dictatură n-a avut niciodată nevoie de aliați pe care îi știa opuși. Dacă totuși Antonescu a cerut ajutorul legionarilor în efortul de a reface țara, înseamnă că el știa că și legiunea era animată de aceleași principii și că își pierduse cele mai bune elemente ale ei în același efort. Ar fi nu numai injust, dar și irațional să se pună în alți termeni problema. Antonescu, prin armată, avea puterea absolută, iar legiunea nu avea nimic. 2 sunt întrebările fundamentale în legătură cu cele prezentate până acum. Prima întrebare, de ce au fost uciși fără judecata tribunalului deținuții arestați legal și care trebuiau să răspundă de crimele lor? Răspunsul este unul singur. Pentru că s-a călcat principiul de bază inițial al unui stat de drept și de lege. Nicio încercare pe bază de circumstanțe nu poate justifica un act întreprins în mod deliberat. Omorurile de la Jilava nu se pot folosi nici măcar de argumentul așa ziselor împrejurări cu care de fapt nu au avut nicio legătură. Faptul uciderii nu se poate explica decât ca un fapt de încălcare a legii pe care statul român își baza dreptul de administrare a țării. A doua întrebare, de ce a avut loc rebeliunea din ianuarie 1941? Ei bine, aici răspunsul este și mai simplu. Întâi, cel care scoate lumea în piață trebuie să creadă într-o minimă șansă de reușită. Comedia cu consecințe tragice celor întâmplate atunci este că revoltații erau la guvern și că nu ar fi trebuit să iasă în stradă să protesteze împotriva generalului care era al lor. Faptul că Antonescu se baza, cum a menționat mai devreme, și pe armată, al cărei șef era el, trebuia cel puțin luată în seamă. De fapt, numai după 2 zile de strigăte și de proteste, pe toate străzile Bucureștiului și de cereri ca Sima să ia locul lui Antonescu, acesta a dat ordin trupelor să curețe străzile și instituțiile statului de gălăgioși și diletanți ai lui Horia Sima. Este necesar ca la acest punct să se precizeze că nicio autoritate legionară constituită sau neconstituită nu a proclamat revolta. Ca și în cazul din tâi, lucrurile s-au petrecut strict din dispozițiile lui Sima, care, ca viceprim-ministru, a avut grijă de a se ascunde de la începutul răscoalei și să nu mai apară decât la Berlin. Legionarii care, ca indivizi, au suferit consecințele, le-au suferit numai pentru că s-au supus principiului de supunere la ordin, fără să controleze dacă era conform sau nu, atât spiritului de adevăr intrinsec în învățământul lăsat de capitan legiunii, cât și situației de fapt cu prezența mișcării legionare la guvern și în toată țara. Semnificativ pentru înțelegerea raportului dintre mișcarea legionară și generalul Ion Antonescu în acele momente tragice, este un document larg difuzat în toată țara sub forma unei mici broșuri, în bună parte distribuită de soldați care au depus-o și în cutiile de scrisori pe la casele oamenilor în zilele imediat următoare rebeliunii. Dacă v-a plăcut acest material, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Orice like, comentariu sau share mă poate ajuta în continuare pentru dezvoltare de conținut nou. Aștept părerile voastre în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc și vă salut cu prietenie și respect pe data viitoare.